Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem de data aceasta care vor fi energiile acestei lecturi pentru voi, aceia care priviți la acest video, care sunteți într-o conexiune de iubire cu cineva drag din viața dumneavoastră și care vă doriți să știți încotro se va orienta această conexiune, sau pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, singure, văd că și voi vreți să știți cât timp va mai dura această situație de viață pentru voi, sau pentru aceia care sunteți în separare de partener, de parteneră, este clar că și voi vreți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în viața dumneavoastră. Haideți să vedem, dragilor, despre ce este vorba acum. Wow! Iată că vedem soarele, dragii mei, cu această carte minunată să deschide etalarea, ceea ce înseamnă foarte multă lumină, foarte multă fericire pentru voi. Este clar că ceva se rezolvă în viața dumneavoastră, da? Văd că mulți dintre voi ați avut foarte mult de suferit în perioada anterioară. Este posibil chiar ca majoritatea dintre voi să fi avut un eșec în relația dumneavoastră cu o anumită persoană, da, în trecut. O relație eșuată care, iată, se va împlini acum, da? Este foarte posibil ca această persoană a voastră să revină în viața dumneavoastră în aceste momente. Da, și odată cu această revenire, iată, să vă regăsiți drumul în viață, să vă regăsiți forțele, să vă regăsiți vitalitatea, da? Pur și simplu pentru că dumneavoastră sunteți, văd, suflete pereche cu această persoană minunată din viața dumneavoastră și chiar dacă au existat coborâșuri și urcușuri în viața dumneavoastră, dar mai ales coborâșuri, asta nu înseamnă că ați ajuns la acel capăt de relație sau la acel final, da, pentru voi. Este clar că, iată, voi decideți în acest moment că mai aveți multe lucruri de împărțit, că mai aveți multe experiențe de traversat împreună și că lucrurile nu se puteau termina atât de repede pentru voi, da? Este clar, dragii mei, dragile mele, că, iată, vedem că această persoană care la un moment dat poate v-a părăsit sau la un moment dat pur și simplu a plecat din viața dumneavoastră, se întoarce spășită la voi și poate în unele cazuri dorește să fie iertată, da, dorește să creeze din nou un spațiu de bună înțelegere cu voi, da, un spațiu din care să puteți recrea un nou început pentru această conexiune. Da, important este, iată, că vă orientați spre succes, vă orientați spre luminozitate, spre foarte mult optimism în această relație, da? Văd că odată cu șansele acestea pe care vi le veți oferi unul altuia începând din această zi, pur și simplu veți începe să credeți din nou, da? Să credeți din nou în destinul vostru împreună, să credeți din nou într-o viață comună. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici Marea Preoteasă, dragilor, o carte foarte bună care îmi vorbește despre interiorul vostru, care se dovedește a fi cât se poate de bogat în această perioadă. Văd că mulți dintre voi vă rugați foarte des, aveți o bogăție spirituală extraordinară și unii dintre voi sunteți într-o conexiune directă cu divinitatea, cu îngerii, cu ființele acestea mai luminoase, mai celeste. Probabil că mulți dintre voi apelați la ajutorul îngerilor, la ajutorul divinității de multe ori în viața dumneavoastră și nu de puține ori vi se întâmplă să primiți acest ajutor, da? Și de aceea, iată, persistați pe această cale, da? Probabil că unii dintre voi chiar prin această modalitate ați reușit să ajungeți la această realitate pe care o trăiți în ziua de astăzi și anume această revenire a persoanei voastre în viața dumneavoastră, da? Văd că din acest punct de vedere foarte mult v-ați rugat pentru ca acest lucru să se îndeplinească, pentru ca persoana voastră să revină la voi și iată că acum trăiți această experiență.
Da, este foarte important pentru voi, este foarte importantă conexiunea cu divinitatea, după cum am spus, atât cu divinitatea din exteriorul vostru, dar cu și cu divinitatea din interiorul vostru. Este foarte importantă intuiția voastră, dar modul în care aceasta vă poate călăuzi în orice moment spre o direcție mai bună. Și mai ales convorbirile acestea silențioase pe care le aveți voi cu voi înși vă sau cu voi însevă, da? Convorbiri care, iată, pentru voi sunt esențiale și care vă conduc la mai multe clarificări. Hai să vedem și următoarea carte. Wow, dragii mei, cât de frumoase cărți și puternice! Iată că avem aici Roata Norocului, dragilor, o carte foarte bună, o carte care îmi vorbește despre șansă, despre dorința voastră de a vă orienta spre șansa voastră, spre norocul vostru în această perioadă și de a vă pune oarecum sub steaua destinului vostru, da? Pentru că există acolo o stea care vă călăuzește și există o stea pentru cuplul pe care voi doi îl formați, da? Este clar că dacă voi puteți reveni în această conexiune, se întâmplă pentru că și divinitatea își dorește acest lucru, da? Din acest punct de vedere, este clar că este și în dorința Universului și în dorința divinității ca voi să rămâneți împreună, ca voi să vă uniți destinele chiar unii dintre voi, da? Aceia care nu ați făcut-o încă. Dar indiferent ce veți face în această perioadă, dragii mei, că sunt lucruri care au legătură cu munca voastră, cu activitățile voastre proprii sau pur și simplu cu modul în care evoluează relația dumneavoastră, iată că vor fi lucruri guvernate de succes și de noroc în această zi sau în această perioadă. Da, dragii mei, dragele mele, deciziile voastre iar vor fi foarte bine aspectate în această perioadă. Se pare că veți lua doar acele decizii care vă pot fi de ajutor în perioada următoare. Hai să vedem încă o carte. Da, iată cât de frumos este acest mesaj al flăcărilor gemene care vine spre voi. Vorbește despre yin și yang, despre zen, balanță, uniune, dualitate, cuplu. Faptul că vă completați foarte bine unul pe celălalt în această perioadă, dragii mei, dragile mele, este clar ca la lumina zilei că voi ați venit în această relație și v-ați întâlnit din nou cu scopul de a recrea acel întreg care sunteți meniți să fiți, da? Este clar că, iată, vă apropiați de uniunea voastră, da? Vă apropiați să recreați acel cuplu universal valabil, da? Acel cuplu unic și irepetabil pe care voi l-ați format și altă dată. Da, sunteți într-o perfectă stare de echilibru în această zi, în această perioadă și am putea spune chiar că vă apropiați de starea aceea zen a existenței pe care voi o duceți. Hai să vedem, dragii mei, încă o carte pe care o voi lua din oracolul viziunilor spirituale. Și iată că vedem aici cardul cu numărul 45. Azi. 45 vorbește despre manipulare, control și jucarea unui rol și anumite iluzii. Viața este un cabaret, un teatru, un spectacol. Ne jucăm rolurile negative și pe cele de eroi. Ca niște marionete suntem atât manipulați cât și manipulatori, scriind și urmând scenariul. Împărțim scena cu alții pentru unele acte și interpretăm solo în altele. În această parodie putem crea scenarii artificiale sau efecte planificate, ne putem transforma în ceva sau în cineva care nu suntem. Poate exista un beneficiu creativ prin aceea că suntem încurajați să ne îndeplinim visurile și dorințele. Pericolul este acela de a ne pierde în rol și de a pierde legătura cu realitatea din spatele scenei. Așadar,
Dragul meu, draga mea, iată că în aceste momente voi doi sunteți chemați să jucați un rol și acest rol este unul cât se poate de esențial pentru viața voastră. Este rolul acela de parteneri egali în acest cuplu pe care voi îl creați în acest moment, da? Pe care voi îl alcătuiți. Și dincolo de acest rol, văd că doriți să promovați o atitudine cât se poate de pozitivă în legătură cu viața voastră de acum înainte. Da? Și vă doriți să vă deschideți spre noile oportunități care vin spre voi și în perioada următoare. Hai să vedem și următoarele cărți. Da, iată că avem aici un as de pentagrame, dragilor, o carte cât se poate de bună, care vorbește, iată, despre această împlinire a relației voastre în această perioadă, da? Este o împlinire spre un nou început, da? Un nou început care, iată, începe cu o perioadă de soare, cu o zi însorită în viața dumneavoastră, da? Poate fi o zi însorită la propriu și la figurat, exact așa cum se aude, da? La propriu, într-adevăr, este posibil să aveți parte de o zi cu soare astăzi, iar la figurat, într-adevăr, este clar că viața vă va oferi în această zi sau în această perioadă toate ocaziile de a vă bucura la maximum de relația pe care o reîncepeți în această perioadă. Da, de data aceasta relația voastră va fi cât se poate de stabilă, da? Nu veți mai avea acele urcușuri și coborâșuri pe care le-ați avut, veți avea mai ales o stare de echilibru în această conexiune a voastră, pentru că deja acum aveți exercițiul trecutului, da? Aveți lecțiile pe care vi le-ați însușit, vi le-ați învățat și nu veți mai dori să, adică știți de ce să vă tem, să vă țineți departe, da? Veți ști la ce să renunțați astfel încât să aveți parte de o relație exact așa cum vă doriți. Hai să vedem și următoarea carte. Da. Iată că avem aici cinciul de cupe, dragii mei, alături de Marea Preoteasă și da, este clar că prin acest cinci de cupe cineva din viața dumneavoastră, probabil această persoană, da, spuneam că în trecutul vostru ați avut parte de acest eșec vis-a-vis de această persoană. Acest eșec probabil că s-a întâmplat atunci în viața dumneavoastră din cauza că această persoană avea impresia că în viața sa există cineva, o persoană mai bună decât voi. Da, dar este clar că, iată, acum această persoană voastră s-a trezit la realitate, da, a conștientizat ce a pierdut în momentul în care v-a pierdut pe dumneavoastră și acum s-a întors spășit la voi, da, pentru că este clar că cealaltă persoană pe care o avea în viața sa era doar un miraj, doar o părere, da, doar o iluzie. Acea persoană nu-și dorea ceva serios cu persoana voastră. Așadar, dragii mei, dragele mele, iată că această persoană dorește să își reevalueze șansele în aceste momente, da, în care vine în contact din nou cu tine și dorește să profite la maximum de această șansă pe care tu îi oferi în aceste momente. Hai să mai vedem încă o carte. Wow! Dragii mei, priviți, marele preot alături de roata norocului, este clar că șansa vă surâde în perioada următoare mai mult decât ar face-o de obicei. Este clar că mulți dintre voi veți dori să luați decizii hotărătoare pentru voi, pentru viața voastră în perioada care urmează și această decizie poate să se refere la viitorul vostru împreună, da? Din acest punct de vedere, văd că mulți dintre voi veți hotărâ să vă uniți destinele în perioada care vine. Așadar, da, iată că sunteți pe punctul de a merge amândoi pe un singur drum în perioada următoare, da, în următoarea decadă a vieții voastre. Haideți să vedem încă o carte, încă un mesaj.
Da, este clar ca lumina zilei, da? Iată că și această carte din partea îngerașilor romantici vorbește despre logodnă. Viața voastră amoroasă se pare că urcă la un nivel înalt, la un nivel superior de legământ. Așadar, da, este clar că voi veți semna acest legământ unul în fața celuilalt și vă veți face acea promisiune eternă, da? Sau această promisiune de a vă orienta spre acea eternitate pe care vă doriți pentru relația voastră. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!